Hi! Awkward! Este mereu awkward să te filmezi singur. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. Nu știu cum ai ajuns pe canalul meu de YouTube, dar îți mulțumesc foarte frumos. O să super apreciez dacă dai un subscribe și un like. Vezi tu, nu pun presiune, poate mai încolo, poate mai târziu, poate nu-ți place. Poate dai click și pe clopoțel. Maybe. Stephen Fry's Victorian Secrets. Ok, nu e carte, e audiobook. Și nu e audiobook, e mai mult un podcast. Și nu e neapărat podcast, că e bazat pe facts, e podcast, dar dă înspre carte, dar n-are ISBN. Oh, dar cărțile audio nu se pun ca fiind citite. Ce se întâmplă în viața ta? Who hurt you? Ce o să se întâmplă? Nu o să mai primești prăjiturile de la zeii cititului? Doamne, dar de... Doamne, viața mea când se va sfârși, o fi inima mea. De ce facem din citit această activitate prețioasă menită doar pentru snobi? Nu e ca și cum dacă stai și o freci pe Instagram, o să te simți mult mai bine. Ai stat vreodată după o oră de stat pe Instagram, ai fost vreodată, bă, hai că s-a muncit și astăzi? Nu, absolut niciodată. Nu mai bine stai și asculți ceva drăguț, o poveste sau... Cotele apelor Dunării o să te facă să te simți mai bine decât foarte, foarte mult social media să mă ardă ploaia dacă nu. Nu e ca și eu dacă am stat 10 minute și am citit o carte din asta, așa, flu-flu, un fel de horoscop, un horoscop al cărților, dacă vreți. La finalul horoscopului cărților, nu o să mă simt niciodată cum mă simt după o oră prea mult pe Instagram. Nu o să mă simt niciodată la final de carte, ca și cum sunt grăsuțe și săracă și vai morții mei. Este mult mai bine pentru căpuți, recomand. Și seara la fel. De ce? Nu mai sta cu lumina asta albastră care îți bate în ochi și nu poți să dormi, pentru că dacă nu dormi, cu cât dormi mai puțin, cu atât ești mai nervos și mai cu capul. Și pe aia țip la oameni și... la căței și la porumbei, nu știu exact la cine țipați, dar țipați la oameni, la copii, nu contează, nu mai țipați la oameni. Cu cât dormi mai mult, cu atât ești mult mai... Una cu universul, una cu... I got this. Trebuie să dormi. Că eu sunt un exemplu pentru toată lumea. Seara, te faci în pijama, te îmbraci în pijamalele tale alea bune. Sau, știi ceva, poate ești bogat și ai centrală. Și te doare la bașcheți de radet. Așa că stai în chiloți și în tricoul al răpciugos pe care îl iubești din tot sufletul tău. Și te-ai băgat în pătus și ai toate pernele. Și știi ce faci cu telefonul? Pui pe mute, pe mute, deci nu pe vibrații, mute, față în jos, să nu vezi luminița. Satan light. L-ai pus pe Stephen Fry, citește acolo, te simți ca și cum te iubește cineva și adormi. Eu asta fac seara, îmi pun telefonul pe mute. Vai, Ioana, dar dacă este o urgență, dacă te caută cineva, aoleu, dacă se întâmplă ceva. Nu există nici o urgență pe care să o pot rezolva eu vreodată noaptea, dar să fie urgență. Nu am carnet, n-am cu ce să vă ajut. Să fiu într-un avion și se întâmplă cineva, ceva acolo, oribil, în avion și cineva întreabă, aoleu, există un comediant, is there a comedian in the house? Și mă ridic eu și zic, da, am venit, am sosit, iată-mă, haideți să aplaude, cine este într-o relație? Nu e ca și cum o să învie, dacă o să învie, da, aia este chiar o știre pe care o ratezi, dar dacă au murit, vor fi murit și mâine dimineață. Nu știi cine e Stephen Fry? Este super popular în Marea Britanie. Deci dacă locuiei acolo și ziceai că nu-l știi, îți retrăgeau cetățenia, îți cuipau în ceai, te încuiau în turn, nu știu exact legislația. Lucruri oribile ți se întâmplau. Eu îl știu ca fiind prezentator QI, dar a jucat într-o serie foarte celebră alături de, da, chiar Dr. House. Sunt super bun prieteni. Stephen Fry este foarte inteligent, scrie minunat, este intimidant de amuzant și aparte și are o eleganță în el și... De ce am mâncat KFC înainte de asta? Pare că dacă ar avea flamingo acasă, nu ar fi ieșit din peisaj. Ar putea să umble toată ziua cu pipă și palton și ai fi wow. Stephen Fry's Victorian Secrets se găsește pe Audible. Da, știu. Nici eu nu vreau să dau bani la Amazon, dar asta este. Dar sunt sigură că dacă există pirați între noi, te descurci. Stephen Fry are cea mai frumoasă voce din lume. Ia auzi cum citește. This episode is about the keeping and uncovering of family secrets. In a way, it unlocks... Du-te, p***a mea. Că este produs cu Amazon Money. Citește el.
cu vocea asta lui și cu intonația și totul este superb. Dar mai intervin cumva și niște experți pe zona asta de istorie și... Există experți în epoca victoriană, nu știu de ce dau așa din mâine. Există tot felul de experți. Și intervin și ei pe alocuri, așa, în mici snippeturi. Pe lângă asta este muzică frumoasă de fundal și există efecte sonore. Bă, au făcut un produs de calitate, n-ai ce să zic, despre audiobook. Că stai așa, știi, stai și te gândești, oh my god, Victoria, epoca victoriană, ești, industrie, revoluție, oameni demni, multe straturi de haine, mustăți impresionante, totul este demn, dârz. Sunt, da, toată lumea este, da, facem lucruri în sfârșit, vivă la revoluțion. Wrong country. Nu, asta stai și te gândești, pudici, dar interesanți. Ai fi surprins. Stai și asculti Their Secrets. Ești, doamne, ești nebun la cap. A, da, e în engleză. Ce, de ce te-ai dat cu motocicleta la ora asta? În fine. Printre subiectele abordate, despre cum bârfa și secretele au unit familii, despre relații dintre persoane de același sex, ambele aceleași sexe, despre cât de oribil era să fii dus la azil dacă erai un pic dus cu căpuțul. Și pentru că atunci încă nu se inventase corectitudinea politică, avem un capitol special pentru freak shows. Despre rolul femeilor în societate și acolo facem cunoștință cu banda de, de nelegiuite numite The 40 Elephants. Erau numai niște gagici, o bandă de 40 de gagici sau mai multe, nu știu exact, o bandă de gagici super mișto care s-au apucat să se ducă bărbați și după aia să îi șantajeze pe bani cum ar veni. Tare! Plus că au pus bazele pornografiei cumva. Cum au apărut camerele, cum a apărut Frida Nipple. Nu erau ei mari fani de dragoste de sine, dar nu vreau să vă dau spoilere, mai bine descoperiți eu. Singuri. Nu, până intended. Nu e interesant să stai să te gândești, să te întrebi oare cum se căcau oamenii în Londra în perioada victoriană? Ei bine, aflăm în cartea asta ce făceau exact. Nu cum se căcau, dar ce făceau cu el după aia. În primul rând, cred că este un sentiment absolut eliberator. E cumva terapeutic să te caci într-o oriță și pe aia să iei și să arunci rămășițele pe geam. Supă pentru suflet. Imaginează-ți să stai la bloc și să nu ai canalizare în casă. Asta se întâmpla practic la oamenii ăștia. Voi vă dați seama că efectiv puteai să te plimbi pe stradă și să-ți iei de nicăieri rămășițele prânzului cuiva. Aia zi nasoală. De tot căcatul. Zi de tot rahatul. Înfiorător. Femeile nu aveau chiloți. Aveau chiloți. Dar nu erau chiloți? Între părțile tale moi și nivelul pământului exista o vedere, deci direct, știi? Pentru că de ce? Pentru că erau îmbrăcate în halul ăla. Pentru că aveau leiere peste leiere. Și efectiv îți luau viață să te îmbraci. Dacă te puia să faci un pipi, păi asta era toată viața ta, toată ziua. Tu asta făceai, tu te dezbrăcai și te îmbrăcai ca să faci pipi și te îmbraci la loc. Și pe aia iar faci pipi, că a trecut deja. Au trecut 6 ore, ai băut ceva, ai băut un lichid. Și asta era viața ta. Sexy. Efectiv aveau un decupaj în zona de interes. Îți dai seama cât de repede simțeai că te trage curentul? Îți dai seama că de aia stăteau așa pe cal? Îți dai seama cât de util ar fi asta la un festival? Ați înnebunit? Eu, practic, cartea asta am luat-o odată, am ascultat-o, am înțeles, am captat informații, am fost, da, ce interesant, tare, mișto. Și acum o folosesc noaptea când vreau să adorm. Când n-am somn, îmi pun un pic același cac, îmi pun capitolul cu căcatul și adorm. Asta fac eu. Ce bine mă odihnesc. Dacă v-a plăcut episodul, dacă ascultați și voi niște audiobooks care vi se pare interesante, că sună mișto, scrieți în comentarii. Și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați că ajută super, super mult un like. Și dacă vreți să... Dacă v-a plăcut super mult și gen aveți super mulți bani și vreți să mă ajutați să-mi cumpăr și eu niște echipament ca să pot să produc mai mult conținut, am Patreon. Hei, uite, YouTube zice că ți-ar plăcea videoclipul ăsta sau ăsta. Poți dai subscribe. Ce fac cu viața mea?
Bye!